Încă 6 luni și clădirea Colegiului Național Ion Maiorescu va avea o altă față și asta pentru că cei care s-au luptat au avut până la urmă câștig. Nesfârșitele contestații care au fost depuse în ultima vreme cu privire la cei care urmau să preia lucrările de reconstrucție la Colegiul Național Ion Maiorescu au ajuns la final și asta pentru că termenul legal de depunere a expirat, iar firma câștigătoare își poate începe treaba. O clădire care, având în vedere vechimea de 145 de ani, se obligă la niște lucrări de consolidare destul de importante. Dacă vom reuși și cu siguranță vom reuși cu tot suportul pe care îl avem să rămânem în grafic cu lucrările, vom reuși ca la finele acestei veri, începutul anului școlar 2014-2015, să dăm posibilitatea elevilor și cadrelor didactice să pășească din nou în aceste clădiri. Și pentru ca toate să meargă bine, în cadrul evenimentului a avut loc și o slujbă de sfințire la care au participat și oficialitățile giurgiuvene prezente. Pentru colegiul acesta, pentru cei ce se ostenesc aici, pentru colegiul profesoral, pentru cei ce se ostenesc aici, pentru elevii care vor învăța aici și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, ce de voie și cea fără de voie. La acțiune a fost prezent și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, care s-a implicat foarte mult în toate demersurile. A fost elev al liceului, că susțin în continuare finalizarea lucrărilor la liceul Ion Maiorescu. Sunt alături de autoritățile locale, felicit autoritățile locale pentru implicare și urez succes constructorilor. Constructori giurgiuveni, care de altfel sunt și prietenii mei. Au fost foarte multe ispite și întârzieri datorită contestărilor la licitație. Astăzi suntem în faza plăcută în care s-au terminat, s-au liniștit apele, cum s-a zice, constructorul și-a preluat obiectivul și eu zic că din acest moment, conform contractului, în termen de 6 luni, acest liceu trebuie să fie gata. Și am ferma convingere și sunt sigur că fiind un om care locuiește acum în Giurgiu și un om cu credință și cu frică de Dumnezeu, la 15 septembrie vom fi cu toții martorii finalizării acestui monument, acestui lăcaș de învățământ. O bucurie foarte mare s-a citit astăzi și pe fețele membrilor Asociației Pro Maiorescu și asta pentru că bătrânul liceu Ion Maiorescu va reînvia în sfârșit. Este o mare bucurie și o victorie, o victorie chiar a orașului, a cetățenilor și de ce să nu recunosc. O victorie și nu neapărat personală, dar și a faptului că fostul meu elev a răspuns primul în 2011 la apelul Dați-mi leu pentru liceu, este vorba de Florian Nicolae, eu am fost și diriginte și a răspuns primul și prin el și cu el am reușit să coagulăm eforturile care au dus la acest început de astăzi. Sunt încântat că astăzi, 10 martie, prin bunăvoința dumneavoastră, domnule primar a Consiliului Local, a domnului deputat care ne-a ajutat foarte mult, continuăm lucrările acestui liceu. În conformitate cu prevederile contractuale, reconstrucția clădirii Colegiului Național Ion Maiorescu se vor termina în luna septembrie, atunci când liceul va redeveni ceea ce a fost odată un simbol al orașului.